Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu invitații ediției, vom încerca să abordăm o problemă care ne afectează pe fiecare dintre noi, cu atât mai mult cu cât în ultimul timp în societate au avut loc mai multe discuții pe marginea unor aspecte. Ziceam că invitații ediției de astăzi sunt Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnul Constantin Gaindric, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Și Igor Sirotilă, șef direcție în cadrul Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit. Domnule Popovici, de la dumneavoastră aș vrea să încep. În ultimul timp, atât societatea academică, cât și ceilalți membri ai societății au participat la discuții legate de reformarea Academiei de Științe. Unii s-au pronunțat, evident, pro, alții au fost contra. Haideți să vedem de unde a venit ideea reformării Academiei de Științe și dacă ea reprezintă acum o necesitate iminentă. Bună seara! Sunt onorat să fiu în acest studio, alături de așa importante personalități. Vreau să spun că nu este atât vorba despre reformarea Academiei de Științe, cât despre adoptarea unor modificări la codul științei și inovării din Republica Moldova și la codul educației. Da. Majoritatea parlamentară a adoptat deja în a doua oară această lege, care conține foarte multe carențe, foarte multe riscuri pentru sistemul de cercetare din Republica Moldova și sistemul educațional din țara noastră. De aceea, președintele țării, domnul Igor Dodon, după prima votare, să spunem așa, nu a promulgat această lege, atât ca urmare a discuțiilor și analizilor efectuate în cadrul președinției, cât și ca urmare a adresărilor parvenite din partea mediului academic și mediului universitar, în care se menționa că adoptarea și promulgarea acestor legi va aduce un impact foarte negativ asupra culturii, științei, educației din țara noastră, iar pierderile vor fi mult mai mari, chiar din punct de vedere economic, decât același furt al miliardului. Deoarece, în esența sa, dacă ne referim la Academie de Știință, această modificare la cod, această lege 190, da, nu face altceva decât să transforme acest for important științific din țara noastră, care este un simbol al statalității Republicii Moldova, într-o fantomă, lipsind-o practic de toate atribuțiile, inclusiv de cea mai mare parte a patrimoniului, care este un patrimoniu destul de vast, creat pe parcursul a 10 de ani de zile și la moment conține, după unele date, peste un miliard valoarea acestui patrimoniu, care va trece conform legii în subordinea Ministerului Educației. Dar apare întrebarea, ce ar face Ministerul Educației cu acest patrimoniu? Pentru că Ministerul Educației este o structură de administrație publică centrală de specialitate care trebuie să ocupe colaborarea politicilor și nu cu gestionarea patrimoniului. Eu cred că o să mai vorbim și o să ne referim și la alte momente, inclusiv la codul educației, care în varianta care s-a votat, s-a revotat acum în Parlament, va duce nu altceva decât la distrugerea sistemului de învățământ superior din țara noastră. Iar diplomele care vor fi eliberate de instituțiile de învățământ superior din țara noastră, practic nu vor fi recunoscute în afara Republicii Moldova. Ceea ce este, va fi un dezastru și pentru știința noastră și pentru sistemul educațional. Până afla punctul de vedere a domnului Sirotilă, care știu că a fost și în această comisie de lucru, vreau să-l întreb pe domnul Gaindric. Spuneți-mi, vă rog, mai există precedente, cel puțin a statelor vecine, în care s-a implementat această reformă, sau mai bine zis, institutele din cadrul Academiei au trecut în subordinea ministerilor? S-a dovedit a fi eficient sau nu? Da, avem o experiență foarte bine conturată, să zicem, vecinii noștri. În anul 1985, da, în timpul regimului Ceaușescu,
Institutele academice au fost trecute în cadrul ministerelor. Ca exemplu, Institutul de Matematică a fost în cadrul Ministerului Aviației. Imaginați cât grijă aveau cei de la aviație despre aceea cum se va dezvolta matematica în România. Ei, iată, după Revoluție s-a început revenirea la normal. Vreo 10 ani, colegii mei din Institutul de Matematică Academiei Române au luptat în justiție să obțină patrimoniul care le... Ei aveau, matematicienii, mare lucru nu au decât clădirea în care lucrează. Și iată, nici astăzi nu, integral nu s-a restituit. Jumătate din clădire a venit. România totuși e o țară de câteva ori mai mare, cu mai mare potențial decât Moldova. Dar ei, dacă în 20, vreo 20 de ani, n-au reușit, imaginați-vă ce va fi peste un timp, când s-a vedea că trecerea în cadrul unei reforme, știți, eu mă ocup toată viața cu luarea deciziilor. Am și monografie în privința asta. Și vreau să spun că orice reformă, noi vorbim tot timpul de reforme, facem reforme, orice reformă trebuie să aibă un scop bine determinat, să știe resursele care vor fi, de care va fi necesar și, vă spuneam eu, orice monedă are și avers. Avers și revers. Da. Și nu există nimic ideal. Numai decât orice bun care vrei să-l obții, întotdeauna ceva nu. Nu există. Vor fi și unele lucruri care nu le aștepți. Și atât ar fi bine că toate lucrurile astea să fie bine cântărite. Academicianul Solomon Marcus spunea că tare vorbim noi des de optimizare. Ce înseamnă optimizare? În Moldova noi considerăm că a optimiza înseamnă tăia. Optimizăm școli, optimizăm spitale, optimizăm, dacă ne apucăm să optimizăm și în academie. Da, în academie erau necesare reforme și s-a gândit la lucrurile astea. Noi am discutat, cred că de vreo 5-6 ori, ba cu membrii Academiei, ba împreună... Ce aveți în vedere prin noțiune de reforme? Strategii de dezvoltare, de susținere Academiei? Deci, încă o dată. Da. Ce înseamnă reformă? Te gândești, ai un scop și te gândești la mijloace care le folosești pentru a obține rezultatul. Se gândea, s-a vorbit foarte mult că Academia în același timp e și un fel de minister a științei care repartizează. Da, întotdeauna chiar și codul științei care a fost adoptat în 2004 se prevedea că Academia va fi cea și un consultant a guvernării și va repartiza finanțele. Dar, într-adevăr, rezultatele după 2004, așa undeva, prin 2006, de cum erau. Acum, care e scopul? Deci, am încercat eu personal să citesc nota informativă. În ce constă reforma dată? Zău, n-am găsit nimic în care să văd concret că, iată, noi folosim lucrul ăsta și vom obține cu tare și cu tare. Nu este clar care va fi impactul, nu este identificat acest impact. Domnul Serotelu, vă rog, chiar vrem să aflăm punctul dumneavoastră. Prima întrebare, probabil cel mai oportun, așa, din punct de vedere de un colaborator al Academiei care se ocupă cu administrarea științei. Spuneți. Reforma dată și, în context, aș vrea să spun că o reformă într-un mediu atât de dinamic și competitiv cum este cel al cercetării și inovării, este un element absolut necesar. Noi, în Republica Moldova, parcursul ultimilor 25 de ani, am avut mai multe reforme asupra cărora putem să vedem impactul lor. Da? Am avut 92, formarea sistemului care este în baza moștenirii care am avut-o. În 2004 am fost consolidat comunitatea științifică în cadrul Academiei. Iar acum suntem la următoarea etapă, la altă reformă, care este acum condiționată de, în mare parte, de carențele actualului sistem și, în altă mare parte, de participarea noastră și integrarea noastră în spațiul european de cercetare.
Când vorbiți despre carențe, vă referiți la faptul că Academia nu și-a atins unele obiective pe care și le-a propus? Nu, mă refer la unele carențe de sistem care au fost identificate pe parcursul timpului. Iată, domnul Acacian Gaidrenca a vorbit despre una dintre însele, faptul că există un oarecare conflict care urmează a fi înlăturat prin implementarea reformei date, cel între administrarea și organizarea concursurilor pentru finanțarea cercetării și, în același timp, administrarea politicii. Cert este faptul că, și permiteți-mi, dacă se poate, să nu fiu de acord cu domnul Popovici, că Academia va deveni un fantom. Academia a fost, este și va avea un rol foarte important în societatea noastră și nici de cum nu va deveni fantomă. Iar o reformă, cum am menționat și aș vrea să reiterez și subliniez, că într-un mediu dinamic în care nu putem vorbi despre performanță fără internaționalizarea cercetărilor, fără cooperarea internațională, mai ales în spațiul european cercetare, este imposibil de a obține careva performanță. Iar pentru a internaționaliza cercetarea națională este necesar o reformă care ne va aduce mai aproape de spațiul valoric, spunem, sau european cercetare. Da, aș vrea să fac o mică precizare în contextul ceea ce a menționat colegul mai sus, că reformele trebuie de făcut nu de dragul reformelor. Reformele trebuie de făcut cu scopul de a îmbunătăți situația, a eficientiza un anumit proces sau sistem. Și în contextul ăsta, domnul Sirotil, aș vrea să vă aduc aminte despre faptul că aceste schimbări, care nu nici de cum nu este reformă în cadrul Academiei de Știință, nu este susținut practic de nimeni, din cercetători, din membrii corpului academic din țara noastră. Doar două persoane s-au declarat în public că susțin așa numită reformă din Academie de Știință. Este domnul Ducă, actualul președinte, și domnul recent ales academician, domnul Hotineanu, care, după cât am înțeles eu, a promis atunci când a fost ales membru titular al Academiei de Știință că el va stopa această lege, cu toate acestea a votat. Încă un moment, domnul Sirotilu, vreau să vă menționez că noi vorbiți despre intrare în acest circuit internațional cu preponderență europeană. Și vreau să vă menționez că președintele Academiei de Știință a României a adresat o scrisoare pe numele președintele Academiei de Știință din Moldova, în care menționează că, oameni buni, păstrați Academia, nu distrugeți Academia, că ceea ce preconizați voi este un pas spre un rezultat foarte rău. Deci, de asemenea, este o altă personalitate, o somnitate în mediul științific internațional, cum ar fi academicianul Bersucher, care de asemenea a scris o scrisoare în care menționează că, oameni buni, nu faceți astfel de pseudo-reforme că o să distrugeți știința din țara noastră. Sunt mai mulți academicieni din țara noastră, personalități marcante în domeniul științei, care și-au adus contribuție pe parcursul întregii vieți asupra consolidării științei din Moldova, în care au făcut o adresare. Câteva zeci de academicieni au scris o scrisoare pe numele președintelui Parlamentului, în care spun că opriți, vă rog, această lege. Atrageți comunitatea științifică la discutarea acestor eventuale schimbări. Adică discutați reforma înainte de a o face. Aflați opinia. Eu personal, ca consilier prezidențial, vă spun că am avut nevoie să depun foarte mari eforturi pentru a obține acest proiect de modificare a legii. Și nu puteam găsi. Concluzia mea care este? Că aceste schimbări s-au produs într-un cerc foarte restrâns de un grup de oameni care urmăresc anumite interese și nici de cum n-a fost atrasă comunitatea științifică. De aceea noi la moment avem următoarea situație. Când academicienii deja se auto-organizează, academicienii, oameni care nu se gândesc la careva procese de la careva apărare a propriilor interese, pentru că ei deja au realizări în viață făcute. Dar ei se auto-organizează cu scopul de a salva ceea ce au făcut pe parcursul întregii vieți. Pot să vă aduc aminte, domnul Sirotilă, că un grup, vă rog, doar un moment, să intervin câteva răspunsuri și să facem o leagă de claritate pe urmă să dialogăm. Mai mulți academicieni au adresat o scrisoare președintelui țării în care solicită ca să oprească implementarea acestei legi. Și în moment foarte principal, că nici de cum nu pot fi
acuzați, să spunem, acești academicieni, că au careva simpatii sau urmează careva scopuri politice. O clipă. Da. Nu exact. Vă supărați. Nu vă supărați. Da. În Academie s-a discutat, vă spun, de vreo 5 ori s-a discutat reforma și chiar din Academie s-a pornit. Dar uitați-vă, peste noapte da. A apărut că institutele Academiei, deci Academie nu mai are institute. Nu mai sunt, este ce... Iar ce înseamnă Academie fără institute? Iată, tot colegii din România au avut. Era președintele, un vicepreședinte, secretara și șoferul. Păi, vrem să, și asta? În această hotărâre care ai spus, ai spus că Academie anual trebuie să prezinte guvernului o evaluare a stării cercetării în Republică. Cine va face? Haideți să încercăm să aflăm. Da, vă rog. Puteți să-ți adresez da. Sperând că... Spune. În primul rând, da. Dacă îmi permiți să vă aduc aminte că Consiliul Suprem, care este organul executiv a Academiei, a primit mandatul Asambleei Adunării Generale, mandatul pozitiv de a promova reforma încă la 10 martie 2016. Primărgătorile acestea pot să vă enumăr, cred că, dar nu este cazul, că au fost organizate consultări atât cu membrii Academiei, cu experții străini, cu experții naționali. Nimeni n-a cerut ca să ducă institutele din Academie. Haideți să da, vorbim. Haideți dați, să, aspecte, dați, să facem claritate asupra momentul. Da. Dar încă un moment, ca să răspund totuși la întrebarea domnului Popovici, este că reforma nu a fost concepută de dragul reformei. Deci au urmat câteva, au fost trecute câteva etape destul de importante, atât la faza de conceptualizare, de viziune, apoi a fost expertiza europeană. Nu permiteți să vă rog. De ce academicienii nu susțin această reformă? Asta e problema. Problema nu că acum o susțin sau nu, problema că mandatul oferit de ce academicienii? Conducerea Academiei și Consiliul Suprem de a promova însuși reforma. Dați-mi voi, eu ajung la momentul dat. Doar un moment. Referitor la mandat, eu pot să vă spun o chestie. Deoarece sunteți probabil cel mai versat om în problema respectivă. Oare nu am insistat noi, cei de la președinție, să fie restabilită activitatea Asambleei și Consiliului Suprem? Mandat în sens, mandat, adică aviz pozitiv de a promova proiectul de modificare a codului cu privire la știință și inovare. Despre aceasta discutam. Proiectul care a fost elaborat la etapa inițială pe o viziune a comunității științifice și cum trebuie să arate viitorul cercetării naționale, expertizat de experții europeni la solicitarea Academiei de Știință către Comisia Europeană, în timp de un an de zile au fost organizat un exercițiu amplu de expertizare cu discuții cu toți actorii implicați. Bine, în final ce s-a obținut? Dacă îmi permiteți să vă spun, deci. Proiectul de modificare a avut câteva momente esențiale. În primul rând, îmbunătățirea condițiilor de activitate a cercetătorilor. Cred că asta e cel mai important, care de fapt și persistă în proiectul de față. Separarea clară a atribuțiilor de elaborarea politicilor și implementarea politicilor. Constituirea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ca o entitate absolut nouă. Permiteți-mi, vă rog, dar spuneți-mi, vă rog, iată, și domnul Popovici spunea că chiar lumea academică nu este de acord. Și aici fac referire, iată, am în mână scrisoarea deschisă către liderul PD din partea lui Mihai Cimpoi, cer scuze, președintele al Asociației Naționale a Oamenilor de Creație din Moldova. Pe de o parte vorbiți despre faptul că s-a consultat. Este bine, vă rog. Și este bine și este uzual, cel puțin pentru mine, în percepția mea, că există opinii diferite la subiect. Unii membri susțin, alții cine nu susține? Cine? Numiți un nume. Tot Asamblee, organul decizional suprem. Numiți un academician, doi care susține această reformă. Păi, dar este organul decizional. Acum, cum? Asamblee, eu sunt membru Asamblee. Așa ceva n-a fost. Doamna Căcean, este decizia din Asamblee din 2016, martie, în care a fost prezentat... În care institutele erau în cadrul Academiei. Exact, dar permiteți-mi, vă rog, să ajung la momentul cheie care... Vă rog, vă rog. Deci, în procesul de promovare a reformei, de către comunitatea științifică, proiectul prevedea menținerea și consolidarea rețelei institutelor de cercetare. Corect.
Da, această modificare... Și acum, acum e? Această modificare e, nu, acum nu, a fost la decizia guvernului modificată. Și respectiv, domnul Stărătelă, cum să fie Academia de Știință fără Institutul de Cercetare? Cu ce se va ocupa Academia de Știință? Odată cu... O să adune 90 de oameni, 100 de oameni să bea un ceai la amiază? Sau o să ocupe cu altceva? Pentru că noastră spuneți lucruri interesante, în sensul că în martie 2016... Asambleea a inițiat procesul de reformare. Da. Dar asambleea, dar asambleea nu a votat ceea ce avem noi ca produs final. Iar ca produs final noi avem următoarele prevederi în lege. 1. Tot ceea ce a creat Academia de Știință trece la Ministerul Educației. Adică toate institutele, structurile... Cu rezultatele științifice. La care au participat aceste... Probabil una s-a conceput în cadrul Asambleei și alta a ajuns, probabil, să trece la Ministerul Educației. Și ce are Ministerul Educației cu aceste activități? 2. Noi să vorbim despre aceste fonduri, într-un fel, pe care le gestiona Academia de Știință și, respectiv, acum ele vor fi gestionate de această agenție din cadrul Guvernului. Tot este o idee bună, dar trebuie de gândit într-un fel ca impact, pentru că mulți academicieni interpretează acest lucru ca un fel de supunere politico-administrativă sau introduce unor pârghii politico-administrative de gestionare în domeniul științei. Adică ești prieten cu mine, cu guvernul, eu am să-ți finanțez proiectul. Nu ești prieten cu guvernul, eu nu am să-ți finanțez. Pentru că în multe țări europene la care faceți referință de noastră, astfel de fonduri sunt autonome. Ele sunt fără acoperire careva politică și fără, nu este ca o pârghie de influențare politică. Referitor încă un rezultat acestei legi. Da, și după aceea ascultăm. Încă un rezultat acestei legi, care produsul final care a fost obținut, că conducerea actuală a Academiei de Știință rămâne în funcție. Adică totul se schimbă. Instituțiile pleacă, patrimoniul se privatizează, iar președintele, secretarul științific și vicepreședinții, care în mare măsură, timp de cât acolo, din 2004 până în prezent, au condus Academia de Știință și care poartă responsabilitate. Mandatele persoanelor date au fost responsabilitate. Ținute prin alegere. Vreau să vă spun că conform prevederi juridice. Conform legii. Dați-mi voie să vă răspund. Conform legii putea fi scris. În primul rând. Că conducerea își dă demisia. Dar cu părere de rău, președintele Academiei de Științe... Nu poți să-i pui demisia. Domnul Popovici, nu derapăm într-o... În această lege... Dacă permiți să-ți dat câteva întrebări, dați-mi voie ca să termin gândul. În această lege este indicat că toți își mențin mandatul. Inclusiv este și conducerea ANACIP-ului, care tot va fi reformat, tot își mențin... Haideți să aflăm după aceea, vedem și... ales, își mențin mandatul pentru care au fost ales. Pentru că nu trebuie să fie lezate drepturile careva persoane în proces, inclusiv și a cercetătorilor. Bine, aș vrea să spun că institutele de cercetare, istoric vorbind, au fost la Ministerul Educației, au fost la Ministerul Economiei, au fost în cadrul unei structuri guvernamentale, dar pe lângă guvern. În 2004... prin introducerea reformei s-a consolidat și s-a coagulat comunitatea științifică și putem considera că a avut un efect benefic, pentru că comunitatea științifică din Republica Moldova este mică după numărul de cercetători în comparație cu alte state. Și nimeni nu susține această reformă. Deci nu este ceva nou prin faptul că guvernul a decis în modalitatea dată, adică da, s-a decis ca institutele să meargă în cadrul ministerului. De ce? Care e logica? Pe ce s-a mers? Care e argumentul? Deci, conceptul prezentat de noi propunea ca rețeaua de institute să rămâie în cadrul Academiei și să fie în continuare dezvoltată. Acum se desfășoară și reforma administrației publice centrală în care se încearcă să canalizeze careva eforturi. Există un raționament, cred, probabil, care le aparține Ministerul Educației de a-și consolida potențialul, de a avea capacitatea de a elabora politici în domeniu, plus institutele de cercetare. Dați-mi voi până la urmă să spun. Totodată nu putem neglija și careva elemente importante ale reformei, ca, de exemplu,
crearea agenției, care dumneavoastră ați spus. Eu, în primul rând, aș vrea să vă amintesc că, conform proiectului, agenția se constituie ca o entitate independentă. Ea intră în structura guvernului, ea nu este în structura Ministerului Educației. E o entitate independentă care se va ocupa exclusiv cu implementarea politicii, anume finanțarea prin concurs a proiectului. Da. Deci nu este o discrepanță între cum o prezentați dumneavoastră. Domnul Gandic, haideți să aflăm și punctul dumneavoastră de vedere, pentru că s-a creat, ați văzut o fisură. Primul lucru, da. Se afirmă că condițiile se vor îmbunătăți. În ce constă? Eu n-am auzit. Din ce s-a îmbunătățit? Ce se înrăutățește, pot să spun. Să începe de la aceea. Da, într-adevăr, până în 2004 erau 90 de entități care primeau bani pe știință. Primea Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției. Eu am participat la pregătirea acelui proiect care a schimbat multe și care, să vă spun sincer, chiar și în 2016, dacă vă amintiți, domnul Sirotilă, atunci prim vicepreședintele Academiei, când a vorbit, academicianul Tegheneanu, a vorbit și președintele Academiei spunea că e benefic ce s-a făcut. Da, într-adevăr, a fost un pas înainte. Corect. Însă, ce se conține în această modificare? Eu aș zice că nu întotdeauna. Hai să ne uităm. Există astăzi Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare. Am avut un timp, am lucrat acolo, știu ce înseamnă când este o instituție autonomă care nu depinde de nimeni. În cazul, la început, era în dependență de președinție, președintele numea prin decret conducerea. Erau reprezentanți de la universitate, în partea ministerului, din toată. Și totuși, această organizație care își permitea să își spună părerea în privința acelui ce se face în universitate și cum se face. Da. Un moment, trecerea de la academie la universități, s-a gândit cineva la aceea că în mastodontul ăsta, ministerul ăsta mare în care intră cultură, educație, știință, tineretul... Ați anticipat o întrebare a mea. Nu este prea mult sportul. Noi suntem o țară mică. O țară care nu-i ajunge. Multe nu-i ajunge. Dar chiar cea mai bogată țară și tot întotdeauna sunt deficite de resurse. Și acum gândiți-vă. Ce face ministrul ăsta sau întreg colegiul ministerului când se gândește? Echipa. Nu mi-ajunge nimic. Unde se dau întâi resurse? La grădiniță, care, la școli, la spitale. Nu, mă scuzați, da, spitale. Exemplu, da. Și atunci a rămas aici 10 de mii. Și au rămas 3.000 de cercetători care lucrează. Da. Asta și ultima ce vreau să spun, ca să nu alungesc pe urmă. Noi în toată lumea și foarte des, dacă vă amintesc, vreo 3 ani în urmă se vorbea, trebuie de trecut instituții în universități. Ca așa se face în Europa. Mai oameni buni, gândiți-vă, Europa e foarte diversă. În Germania e una, în Franța alta. Da? Asta. Dar vreau să vă spun că instituții de cercetare au în Germania fundațiile Humboldt, DEG, DAAD, AIF, care sunt absolut independente de guvern, de toate. Și lumea primește acolo, cercetătorul primește surse numai în baza unor experți care au independență chiar din alte țări. Același lucru este când se vorbește, iată, în Franța. În Franța este Consiliul Național pentru Cercetare, care are 10 instituții și 200 de laboratoare și așa zis Institutul Franței, cu cele 5 academii, nemuritori, etc. Centrul Științelor despre Om. Același lucru este în Italia. Da. Deci, când se vorbește că se face numai universități, asta cineva sau nu cunoaște sau special o face. Domnule Popovici, haideți să continuăm gândul enunțat. Permiteți să vă rog numai să fac 15 minute, ne spune regia, ca să fim mai conciși, mai multe. Să fac o remarcă. Da, vă rog. Doamne Căcean,
Deci proiectul prevede transferul calității de fondator de la Academia de Științe la Ministerul Educației. Da. În proiect expres nu este prevăzut lichidarea, reorganizarea rețelei instituții de cercetare. Deci ele, calitatea de fondator acestor instituții trece la Ministerul Educației. Dar nu... Și asta ce ar însemna? Asta ar însemna că ministerul este cel care a fondat institutul respectiv, nu? Nu, asta nu e așa. Deci acest fapt, dreptul de a administra instituția trece la Ministerul Educației. Dar nu este prevăzut ca instituțiile, rețeaua de instituții va fi... Dar nimeni nu a afirmat. Eu asta n-am afirmat. Ce are atribuții Ministerul Educației să gestioneze cu instituțiile? Este un model care este pilar, răspândit în statele europene, da? În unele țări... În care? De exemplu, în statele baltice. Asemenea exerciții au avut succes. În alte țări nu au avut. Dar părerea mea ar fi că, totuși, eu îl susțin pe domnul Acacian în acest punct de vedere, pentru că rețeaua de instituții cu cultura academică aceasta formată de mai mulți ani... și trecerea lor mecanică sau încadrarea lor mecanică în cadrul universităților o să fie un downgrade, o să fie un dezastru pentru atât sistemul educațional și atât sistemul de cercetare. Au fost careva propuneri la subiectul dat, există câteva modele, deci cred că reforma doar e primul pas spre asta. Noi mai putem discuta pe viitor ca să fie institutele, de exemplu, să modelul institutelor naționale românești, da, institutele să aibă o autonomie mai largă, dar cu răspundere față de autorități. Dați acest model să-l elaborăm noi aici la noi, cu participarea oamenilor de știință din țara noastră, reșind din interesele noastre, țării noastre. Domn Popovici, aș vrea numai să reiterez că reforma a fost la etapa incipientă, a fost produsul comunității științei și adică la moment, dar finalitatea e dezastruoasă, asta e problema. Adică documentul care a fost adoptat în Parlament este unul cu foarte mari riscuri și pericol pentru cercetarea din Moldova. Pentru un minister. Și lucrul ăsta îl spun eu și îl spune comunitatea științifică și academică din țara noastră. Domnule Popovici, pentru minister, nu e prea mult? A fost enunțat o teză foarte interesantă aici. Și educație, și cultură, și știință. Nu va rămânea știința ceea ce nu șerease, că nu-i va ajunge niciodată banii necesari? Dacă vorbim despre reformă și vorbim despre reforma în stil, să spunem așa, de modernizare a administrației publice centrale, atunci ministerele care sunt autorități publice centrale de specialitate trebuie să aibă ca activitate de bază elaborarea politicilor în domeniul respectiv. Adică în domeniul educației, poate chiar și în domeniul științei, poate chiar și... Adică elaborarea de politici, strategii, planuri, programe și așa mai departe. Urmează să fie implementat. Și nici de cum nu trebuie să ocupe cu gestionarea institutelor, organizarea concursurilor, gestionarea banilor și așa mai departe. Asta nu-i treaba ministerului de tip european despre care vorbește domnul Serotila. Pentru că dacă ministerul o să gestioneze și banii și o să acrediteze, mai mult ca atât, este un conflict de interese. Pentru conform, în conformitate cu aceste modificări a legii, Ministerul Educației, care devine fondator acestor instituții, inclusiv instituții de învățământ superior, nu face altceva decât o să ocupe și cu evaluarea tot el acestor instituții. Nu este corect, domnul Popovici. Dacă permiți, nu mai intervin. Domnul Serotilă, doar ca să cunoașteți. Deci, despre elaborarea politicilor, vă rog frumos, permiteți. Ca să cunoașteți. Cu elaborarea politicilor. Domnul Serotilă, ca să cunoașteți dumneavoastră, articolul 115 din Codul Educației, modificat acum, ca să cunoașteți, probabil nu cunoașteți lucrul respectiv. Este scris că așa numită ANACEC, Agenția Națională de Evaluare în Cercetare și Educație și așa mai departe, devine o structură în subordinea Ministerului Educației, ceea ce e catastrofal pentru sistemul educațional de Republica Moldova și de cercetare. Pentru că... pentru aspectul de cercetare mai mult. Și scrisoarea venită... Doar să ca să termin. Este o scrisoare venită din partea conducerii agenției similare din Germania, care e cu tradiție în domeniul respectiv. Și spune, oameni buni, dacă faceți așa, diplomele instituțiilor care vor fi acreditate cu astfel de institut, de astfel de agenții, nu vor fi recunoscute. Voi falimentați învățământul superior. Deci, de punct de vedere asupra faptului că
se va dispersa cercetarea în cadrul Ministerului și atât mai mult despre pretins conflict de interes care spune da. Domnul Popovici, nu consider că nu este justificat din simplu aspect pentru că Ministerul ca entitate se va ocupa cu elaborarea politicilor pentru domeniile cercetării și inovării. Componenta de finanțare prin mecanismele noi de finanțare, fie finanțare instituțională prin concurs, vor fi gestionate de o altă entitate, de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Cine va evalua calitatea acestor instituții? Evaluarea va fi organizată de către Agenția Națională care va avea misiunea să evalueze atât organizații de cercetare. Această agenție este în subordinea Ministerului conform legii, vă dați seama. Adică Ministerul va evalua instituțiile create de Minister. Ceea ce este nonsens, asta e o catastrofă pentru recunoașterea și recunoașterea pe plan internațional a cercetărilor efectuate, dacă ne referim la cercetare. Pentru că, iată, domnul Academician Gaindrich, domnul Academician Gaindrich a condus mai mulți ani Consiliul Național de Acreditare și Atestare. 7 ani. Și această instituție care a fost recunoscută deja pe plan internațional și în materie de recunoaștere a cercetărilor și valorilor cercetărilor și așa mai departe. Acum, noi pierdem ceea ce am acumulat. Dați-mi voie, vă rog, spuneți. Viziunea asupra acestei structuri ca Consiliul Național de Acreditare și Atestare actual, deci în conceptul reformei noastre, a comunității științifice, spunem așa, care a fost consultat, noi considerăm că acreditarea propriu-zis, procedura de acreditare, să fac clar referință, evaluare, este o procedură defectuoasă care pe parcursul anilor a birocratizat foarte mult și a îngreunat activitatea cercetătorilor care erau supuși mai multor bariere administrative în a obține finanțare pentru cercetare, care diminua timpul care îl acordau însuși profesiunii. Noi am propus și am introdus în proiectul de modificare care acum a fost votat. Deja nu e proiect, deja e lege. Lege, În lege există trecerea aceasta de la acreditarea tradițională la evaluarea performanței, la finanțarea gradată a instituțiilor cercetare în dependență de performanță. Deci, sub acest aspect, reforma vine cu o îmbunătățire pentru sistem. Domnul Sărotil, cine face această evaluare? Care e structura care a fost ocupată de această evaluare? Încă o dată. Ce structură va face această evaluare? Domnul Academician. Agenția Națională pentru Cercetare. Apoiată această agenție va fi în subordinea Ministerului. Vă închipuiți? Domnul Academician. Ce considerați pe marginea celor discutate? Am impresia că se întâmplă aceleași lucruri ca și la emisiune, ca și în societate. Pe noi ne ascultă mai puțin decât pe cei care vreau să ne conducă. Spuneți. Problema e următoare. În codul științii și inovării, evaluarea, acreditarea se făcea în baza a 42 de indicatori. În ultimul moment, în rezultatul activității, au apărut 250 ceva. Bineînțeles, are dreptate domnul Sirotil că nu a apărut asta, dar înseamnă din cauza Consiliului Național. Nu Consiliul Național a introdus. Doi, momentul cu cine va evalua și cine va aprecia activitatea. Credeți-mă că dacă aceeași instituții apreciază și cum îngrădinițele copii și școlile și doctoratul, nu-i bine. Nu poate fi utilizată aceeași măsurătoare. Nu, oamenii trebuie să fie specialiști. Vedeți, boala noastră e lipsă de profesionalism. Ne pare că știm totul și se face. Ia uitați, doctoratul. În codul educației s-a apărut noțiune acolo, conducătorul și îndrumători. Conducătorul primește acolo anumit 50, mi pare, câte ore, și îndrumători câte 20. Singurul responsabil totuși e conducătorul. Apar aceștia îndrumători, ei sunt incluși în comisie de apreciere a tezei. Între decanul facultății, conducătorul, unul din îndrumători, spuneți, da, conflictul de interese există sau nu? Dacă e a meu și chiar dacă e rău,
copilul meu, dacă întotdeauna consider că e bun. Așa? Da. Deci momentul s-a copiat de la o țară vecină, dar orice copie e mai rău decât originalul. Credeți-mă. Deci a fost un sistem destul de bun. S-a examinat tot ce se face în Europa, în Statele Unite și Canada, și s-a făcut sistemul. Acest sistem a funcționat un timp și astăzi diplomele noastre a Republicii Moldova sunt recunoscute. Nu știu dacă vor fi recunoscute ceea ce va fi mai departe. Îmi pare rău. Regia ne spune că mai avem vreo 6 minute la dispoziție. Îmi pare rău, n-aș vrea fiecare vreau să-și expună punctul de vedere pe final de emisiune. Domnule Popovici, președinția a fost cu ochiul pe această reformă. Ce urmează? Noi spuneam la începutul emisiunii, lumea este împărțită. Da, vreau să repet încă o dată, să reiterez faptul că academicienii, oameni de știință din Republica Moldova nu susțin această modificare legislativă efectuată și votată de majoritatea parlamentară. Comunitatea științifică s-a adresat președintelui la etapa de elaborare acestui, să spunem așa, la etapa finală de elaborare a acestei legi, cu rugămintea să intervină și să stopeze acest proces dezastruos pentru cercetarea și educația din Republica Moldova. Președinția a venit cu propuneri, cu părere de rău. Propunerile noastre au fost ignorate, mai mult ca atât s-a agravat varianta chiar inițială elaborată de către grupul, să spunem așa, de experți. La momentul când a fost votată această lege, prima dată, președintele, iarăși de nou, la solicitarea mai multor oameni de știință, nu a promulgat legea și iarăși de nou a solicitat Parlamentul, majoritatea parlamentară, să revadă această lege care este dezastruoasă pentru cercetarea din Republica Moldova și pentru educație. Au avut loc mai multe întâlniri cu oameni de știință, cu academicieni, cu reprezentanții universităților din țara noastră. Mai mult ca atât, ne-am pregătit să mergem în Parlament pentru a apăra această opinie de stopare a legii în varianta existentă. Însă nu ne s-a permis ca Consiliul Președintelui Republicii Moldova, nu ne s-a permis accesul la microfonul Parlamentului. Adică s-a votat și a doua oară, fără a ține cont de opinii, de sugestii venite din partea președinției, iar prin intermediul președinției din partea comunității academicienilor din Republica Moldova. Respectiv s-a votat și a doua oară. Încă o dată repet, este o lege dezastruoasă, o lege care va aduce un impact foarte negativ asupra cercetării și asupra educației din Republica Moldova. În esență, nu este altceva decât un atac, dacă ne referim la Academie de Știință, un atac raider asupra proprietății acestei important for științific. Ce va face mai departe? Este o adresare din partea comunității științifice din Republica Moldova. Încă o dată vreau să repet, adresare semnată de oameni care au diferite viziuni, și politice, și sociale, și de altă natură. De exemplu, academicianul Ișanu, academicianul Dragneu, academicianul Gaindri, academicianul Culiuc, Furdu și mulți alții. Eu de ce așa spun că eu pot să numi nume la oameni care sunt potriva acestei legi. Cu părere de rău, nu pot numi numele celor care sunt pentru această reformă. Și acești academicieni au solicitat o întâlnire cu președintele, ca președintele, înainte de a lua decizia finală, să asculte opinia lor. Ce rămâne să facă președintele? El este fără îndoială presat, inclusiv de normele constituționale, de a lua această decizie. Dar eu vă asigur că președintele va fi receptiv la părerea academicienilor și fără îndoială președintele nu va admite implementarea unor documente, chiar dacă sunt votate de Parlament, care sunt dezastruoase și în defavoarea țării noastre, Republica Moldova. Ce urmează academicienii să întreprindă? Eu o să vă dau o mică citată din Alexandru Cristinopol, un istoric. Da, vă rog. Când poporul e mic, mijloacele fiind puține, trebuie ca geniul să îndeplinească lipsurile, să scoată din propriul lui fond ceea ce poate afla în acești pe care el se sprijină. Deci aici aș zice, când se face ceva, întrebați specialiștii. Eu nu, fiecare de noi poate avea păreri despre orice lucru, dar eu cred că când se vorbește la construcție, trebuie să întrebi arhitecții și constructorii. În știință, întrebați oameni de știință.
Mulțumesc. Ce urmează să se întâmple? Va fi afectată lumea academică? Aș vrea să încă o dată să reiterez că au existat chiar și modelul actual care un similar în anii precedenți. Nu uitați că mâine trebuie să vă întâlniți cu academicienii. Da. Domnul Popovici, permis. Da. Au existat istoric, chiar și în Republica Moldova, când institutele au fost în cadrul unui minister, în cadrul altuia, adică nu este ceva, este regretabil că până la urmă rețeaua de institute, după modelul din 2004, care era o parte componentă, coagulată în cadrul comunității științifice, nu se mai urmează viziunea asta, pentru că, într-adevăr, cum a spus și domnul academician, s-a reușit careva performanță, atât național și internațional. Guvernul a decis să urmeze alt model. Este foarte important, cred că, după părerea mea, ca să utilizeze experiența asta care s-a acumulat și potențialul atât a membrilor Academia, persoanelor implicate din administrare. Și cred că este acum este prematur de a vorbi despre un impact propriu-zis, așa cum îl caracterizează domnul Popovici, nu cred, consider chiar dezastruos a reformei care, pe potrivă la carențele care are, conține și anumite lucruri care sunt așteptate în comunitatea științifică și urmează etapa implementării și dialogului și cred că în continuare comunitatea științifică trebuie să urmeze pasul să se consolideze în continuare, să-și consolideze capacitatea de competiție și da, să participe pe arena internațională a științei. Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru viziunile pe care vi le-ați exprimat. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!